Înaintașul dumneavoastră, Moș Crăciun, este Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai importanți sfinți creștini. Știți prea bine că în primele sute de ani după Iisus Hristos, Sfântul Nicolae a fost singurul care s-a bucurat de o apreciere asemănătoare Sfintei Marii. Vă considerați și azi urmașul său? Eu cu siguranță da. Contează să o faceți și voi. Eu am căpătat altă înfățișare doar pentru că odată cu lupta protestantismului, calvinist, în Germania sau Anglia, anilor 1600 și apoi în America, s-a căutat să fie desprinsă menirea mea de amintirea primelor daruri primite cu ocazia nașterii lui Iisus de la cei trei magi. Cea mai veche imagine a Sfântului Nicolae din Mira o găsim prin anii 600 în mănăstirea Sfintei Caterina de pe muntele Sinai din Egipt. Avem surpriza de a-l vedea alături, acolo, de apostolii Petru și Pavel, cu toate că Sfântul Nicolae a trăit în anii 300 după Iisus. Deci importanța acordată lui Nicolae demonstrează meritele sale uimitoare. Iar alături îi stă Ioan, gură de aur. Nicolae este înfățișat din cap până în picioare, cu părul și barba albă, atent aranjate. Veșmintele sale sunt acelea ale unui preot bizantin, de aceea sunt diferite față de cele ale apostolilor care i-au stat alături lui Iisus. Crucile de altar, așa cum se numesc crucile lobate, cu sute pe veșmintele sale de episcop, semnifică oaia pierdută condusă de bunul păstor din parabola lui Luca. Dragă Sergiu, vreau să-ți mai spun, dacă tot veni vorba, că este un miracol cum această icoană cu prima imagine a Sfântului Nicolae a parcurs secole și nu a fost distrusă. Căci în istorie au fost două perioade când icoanele creștine au fost distruse prin violență. Anii 900, când s-a dat ordin din toate bisericile creștine să fie arse icoanele, adică perioada iconoclasmului și a cruciadelor. Și chiar dacă a patra cruciadă din 1204, dacă ține moșul minte, a distrus capitala Imperiului Creștin, Constantinopol, numit așa după împăratul Constantin, mănăstirea Sfintei Ecaterina din Egipt a scăpat de ravagii pentru că a fost ridicată în pustiul Sinaiului.